Începe cu un dreptung pe mijlocul paginii, după care și în stânga și în dreapta trage niște liniuțe pentru că vrem să formăm primele turnuri la castelul nostru, după care finalizează-le sus, apoi trage niște liniuțe pentru că va urma să faci acoperișuri. Iar acoperișul va fi doar un triunghi. Uite ce ușor. Apoi vii pe mijloc, faci pătrățelele astea ca să semene cu un zid a unei cetăți, după care pe mijloc fă un tur mai lat, mai mare, aceleași principii. Doar fă triunghiul ăla, acoperiș mai mare și pune niște gemulețe. Aici pe mijloc pune trei, pe laterale, pe stâlpișorii ăștia mai mici pune câte unul mai micuț. Iar apoi hai și hașurează-le. Ce mai trebuie să faci? Trebuie să faci pe mijloc o poartă mare, fă poarta asta mare și dă impresia că e din lemn. Trage niște linii așa verticale ca să pară că e din lemn, apoi fă solul jos și după ce faci solul, hai să construim, să facem niște desene cu pietricele, cu cărămizi, cu așa, cum să semene castelul ăsta mai tare, că e vechi acolo. Și uite ce fain poți să desenezi castelul ăsta dacă faci și lemnele astea la acoperiș acolo și dacă nu te descurci, eu te aștept și pe canalul meu de YouTube să poți să înveți mai multe de pe clipurile alea. Te-am pupat!